Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Fermierii protestatari au deblocat Vama Siret pe sensul de ieșire din țară. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Medicii de familie amenință că își închid cabinetele. S-a produs un nou accident de circulație pe Calea Unirii din municipiul Suceava și primarul Ion Lungu s-a supărat pe conducerea forestei. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. În vreme ce, pe sensul de ieșire din România către Ucraina, prin punctul de trecere a frontierei Siret, se poate trece, deși cu dificultate, protestatarii prezenți în vamă nu le-au permis nici miercuri transportatorilor să circule pe sensul de intrare în țară. De dimineață, jandarmii aflați în teren au sprijinit polițiștii de frontieră să proceseze tirurile și camioanele la trecerea prin vamă. În contextul manifestărilor spontane de protest ale fermierilor și transportatorilor din județul Suceava, care s-au aflat în Vama Siret și miercuri, conform jandarmeriei Suceava, la aproximativ 2 km de punctul de trecere a frontierei Siret se aflau 52 de tractoare, 6 tiruri, 15 autoturisme și aproximativ 100 de persoane din rândul protestatarilor. Începând cu ora 9:30, pentru fluidizarea traficului, jandarmii suceveni au participat la activitățile de procesare a tirurilor din orașul Siret către Ucraina. În acest sens, în coloană de câte 10, tirurile au început deplasarea spre punctul de trecere a frontierei Siret. Conform purtătorului de cuvânt al Poliției de Frontieră Siret, Alina Petraru, pe sensul de ieșire din România, polițiștii de frontieră efectuează formalitățile specifice pentru camioanele care se prezintă la control. Pe sensul de intrare, însă, protestatarii se împotrivesc accesului transportatorilor de marfă în România. Rămânem la datorie pentru siguranța cetățenilor, iar în situația în care vor avea nevoie de sprijin, se pot adresa celei mai apropiate patrule de jandarmi sau pot apela numărul unic pentru situații de urgență 112, a transmis și purtătorul de cuvânt al jandarmeriei Suceava. Nici în punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus nu este liniște și acolo protestatarii și șoferii ucraineni s-au contrat în repetate rânduri. Un protest autorizat de această dată au organizat șoferii aplicațiilor de ride-sharing. Aproximativ 100 de mașini ale companiilor Uber și Bolt au circulat în cadrul organizat și cu viteză redusă pe străzile municipiului Suceava, în semn de protest față de politicile fiscale ale guvernului. Protestatarii s-au reunit în parcarea Metro, de unde au pornit cu antemergător pe traseul Bulevardul 1 Decembrie, Bulevardul Ana Ipătescu, străzile Nicolae Bălcescu, Mărășești, Bulevardul George Enescu, Șcheia Podițcani, strada Gheorghe Doja, sens giratoriu Orizont, sens giratoriu Bazar, sens giratoriu Centru și s-a încheiat la cetatea Sucevei. Șoferii și companiile de ride-sharing au enumerat și revendicările care i-au determinat să protesteze. Este vorba despre reducerea prețului la carburant, reducerea RCA și ITP, majorarea plafonului de intrare a unei societăți ca plătitoare de TVA, micșorarea impozitului micro de 3%, scoaterea impozitului pe profit obligatoriu dacă ai mai multe societăți și micșorarea impozitului la dividende la 5%. Medicii de familie sunt pregătiți să își închidă cabinetele dacă nemulțumirile lor nu vor găsi rezolvare. Ei solicită menținerea tarifelor pentru servicii medicale stabilite pentru ultimul trimestru din 2023 și încheierea de acte adiționale pentru tot anul 2024 pe actualele valori de punct. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat în transparență decizională săptămâna trecută valoarea punctelor per capita și pe serviciu asistență medicală primară și valoarea punctului pe serviciu în asistența medicală ambulatorie de specialitate. Scăderea cu aproximativ 50% a veniturilor medicilor de familie îngrijorează și Colegiul Medicilor, care a anunțat că susține orice formă de protest a acestora. Ne dorim să rămânem pe aceste valori de puncte care au fost negociate de curând
adică în iulie, au fost negociate după multe, multe, multe discuții într-o perioadă lungă de timp pe calcule care au fost discutate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Cererea noastră a fost pentru sume mai mari, pentru că la nivel european sumele alocate pe medicină de familie sunt cu mult mai mari decât în România, după cum probabil că știți. Nu am reușit să obținem decât aceste valori, care sunt valabile încă până la sfârșitul lui ianuarie, dar se pare că nu știu ce s-a întâmplat, s-a ajuns la această decizie nefericită. Medicina primară rezolvă 74% din problemele de sănătate și de boală ale pacienților din România, cu cele mai mici cheltuieli pe consultație din sistemul sanitar național. Iar pe umerii asistenței medicale primare a fost plasată în totalitate responsabilitatea prevenției și a educației sanitare a populației, a mai spus șefa medicilor de familie suceveni. Noi asigurăm cele mai multe consultații la nivel național și asta înseamnă o proporție de peste 70%. La noi se adresează și persoane bolnave și persoane sănătoase, pentru că și cei sănătoși au nevoie de tot felul de lucruri. Luăm în discuție o gravidă, un copil care au nevoi de sănătate pentru a rămâne în continuare sănătoși. Suntem singura specialitate care integrează toate datele medicale a unui pacient. Viseva cum un pacient poate merge în trei locuri diferite pentru probleme diferite de sănătate și tratamentele să se suprapună. Dacă nu există un om care să integreze toate aceste date și să lumineze acel pacient ce trebuie făcut, se pot întâmpla lucruri grave și foarte grave. Unii medici amenință că vor închide cabinetele pentru că nu vor mai face față cheltuielilor, iar alții că de la 1 februarie nu vor mai semna contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Astfel, de la această dată, vor acorda consultații contra cost. Discuția care se pune, dacă altfel nu vom ajunge la un consens cu guvernanții noștri care, după cum ați văzut, încearcă să ne considere și, cum să spun, neinformați, adică ne explică ei unde ar trebui să negociem, când noi știm exact de unde din banii și în ce condiții, va fi închiderea cabinetelor. Nu e o soluție să acordăm consultații cu plată, pentru că din acea consultație cu plată, dincolo de faptul că un pacient cu o pensie foarte mică ar trebui să plătească consultația, vor rezulta și medicamente pe care trebuie să le cumpere cu banii investigații, pe care trebuie să le facă cu bani. Deci sunt niște costuri pe care populația nu și le permite în marea ei majoritate. Colegiul Medicilor Suceava a transmis un comunicat de presă semnat de președintele organizației doctorul Sorin Hâncu, prin care informează că susține orice formă de protest pe care medicii de familie și din ambulatoriu vor hotărî să o adopte. Doctorul Hâncu arată că această organizație profesională a medicilor a luat cunoștință cu stupoare și regret de modul în care au fost calculate valorile punctelor pentru capitație și servicii, atât pentru asistența medicală primară, medici de familie, cât și pentru ambulatoriul de specialitate, publicate în transparență decizională pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acum când valoarea inflației este mare, când aprecierea altor categorii sociale a crescut, cabinetele medicilor de familie și ale celor din ambulatoriu vor avea veniturile diminuate cu aproape 30%. În plus, creșterea salariului minim pe economie a determinat creșterea salariilor asistentelor și ale personalului auxiliar. Și să nu uităm de creșterea semnificativă de taxe pentru anul 2024. Toate acestea corelate vor duce la o scădere a veniturilor medicilor de aproximativ 50%. Această măsură considerăm că atinge direct și profund negativ aceste categorii profesionale, afirmă președintele Colegiului Medicilor Suceava. Doctorul Sorin Hâncu este de părere că această măsură va accentua deficitul deja cronic de medici, atât prin descurajarea tinerilor să opteze pentru o profesie în sistemul de sănătate, cât și înlăturarea medicilor existenți, prin ajungerea în incapacitatea de a susține cheltuielile cabinetelor. A început sezonul reparațiilor asfaltice și, la fel ca în anii anteriori, operațiunile drumarilor atrag atenția șoferilor. Un muncitor de la Direcția de Drumuri și Poduri Iași a fost filmat de un telespectator al televiziunii Intermedia, în timp ce umplea cu mixtură stocabilă o groapă care a apărut pe DN17A. Muncitorul nu a folosit utilaje speciale, iar reparația s-a încheiat după ce un alt muncitor a trecut cu roțile unei mașini peste mixtura înghesuită în groapa din asfalt. Cum arată lucrarea și ce spun drumarii despre intervenție, aflați chiar acum. Un telespectator al televiziunii Intermedia a filmat operațiunea de plombare a unei gropi care a apărut pe DN17A pe raza localității Marginea din județul Suceava. În imagini se observă că un muncitor de la DRDP Iași umple craterul cu mixtură stocabilă, după care un alt muncitor trece cu mașina peste materialul împrăștiat și astfel ia sfârșit întreaga intervenție. Nu, 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 nu
La solicitarea reporterului Intermedia, purtătorul de cuvânt al DRDP Iași, Nicolae Popovici, a transmis clarificări cu privire la operațiunea de plombare. S-a intervenit punctual și în regim de urgență în vederea plombării gropilor cu mixtură stocabilă, un material produs de către DRDP Iași. Având în vedere timpul scurt de intervenție, s-a dispus ca doi salariați să se deplaseze și să remedieze degradarea cu sculele avute în dotare la acel moment. În acea perioadă, personalul din cadrul districtelor de drumuri de pe raza SDN Suceava era mobilizat pentru intervenții pe DN2 Suceava-Siret în zona blocajelor de trafic. Plombarea cu mixtură stocabilă este o operațiune reglementată în normativele tehnice de lucru ale drumarilor. Se realizează doar pe timp friguros, are termen de garanție de 3 luni, urmând ca odată cu venirea primăverii să fie efectuate lucrări de reparații asfaltice, a spus Nicolae Popovici. El a transmis redacției și imagini surprinse după execuția plombării asfaltice pe DN17A. Un nou accident de circulație s-a produs pe Calea Unirii din municipiul Suceava. Două autoturisme s-au tamponat în zona grupului școlar. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza unui șofer care, din neatenție, a pătruns pe contrasens și a lovit un autoturism care circula regulamentar. La fața locului a ajuns un echipaj smurt cu autospeciale de descarcerare. Potrivit pompierilor, o singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. De la începutul anului și până în prezent, pe Calea Unirii s-au produs mai multe accidente de circulație. Cum se circulă corect în sensul giratoriu? Pare banal, dar nu este. Foarte mulți șoferi se încurcă pentru că nu cunosc regulile și așa apar tot felul de probleme, chiar și accidente în intersecțiile cu sens giratoriu. Am consultat un specialist și aflați răspunsul chiar acum. Cei care doresc să facă pe prima stradă la dreapta vor semnaliza dreapta de la intrare în intersecție, deci și până la părăsire. De aici, da? Exact, nu de acolo. Cu 50 de metri înainte, da, așa, da. Vor semnaliza dreapta până vor ieși din intersecție. Iar cel care vrea să facă pe a treia sau a patra ieșire, da, va semnaliza stânga, uh-huh, până în momentul care schimbă banda, vedeți? Aici e toată treaba. Da. S-a introdus prioritatea, deci prioritate nu mai are el care iesă, ci ăsta îi dă prioritate pentru că el schimbă banda. Aici un pic nu sunt de acord. La regulamentul de aplicare a ordonanței, așa, la articolul 161, spune frumos că cel care din banda 2 vrea să intre în banda 1, cel din banda 1 e obligat ca să reducă și să ia dea posibilitatea să intre. Aici nu mai e așa. Aici cel din banda a doua dă prioritate celui din banda 1 și după aceea schimbă și el banda. Regulile după care circulăm în sensul giratoriu au fost modificate. Acest lucru s-a întâmplat încă din februarie 2023, legea fiind publicată în Monitorul Oficial pe 17 februarie. Știm cum se circulă în sensul giratoriu, nu mai poți să ieși direct de pe banda a doua sau a treia a sensului giratoriu și să le tai fața celor de pe celelalte benzi. Iar dacă vrei să faci această manevră, trebuie să-ți semnalezi intenția, să te asiguri că poți face asta fără să pui în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Vechea practică nu mai este valabilă conform ultimelor modificări. Conduceți prudent, a transmis atunci Poliția Română. Rezolvarea problemelor de la blocul care a explodat în cartierul Burdujene al municipiului Suceava la finalul anului 2022 nu se întrevede în viitorul apropiat. Doar unii dintre locatarii din scara vecină, celei în care s-a produs explozia, s-au putut muta. Pentru ceilalți, administrația ia în calcul alocarea unui nou sprijin financiar. Anul trecut am dat 25.000 de lei la 28 de apartamente, suma de 700.000 de lei. În acest an scadem 8 apartamente care sunt locuibile la scara D, mai rămân încă 20 de apartamente, să acordăm tot câte 25.000 de lei proprietarilor, mă rog, cetățenilor care au avut suferit în urma exploziei și nu pot să fac acest lucru decât după aprobarea bugetului, voi intra în ședința de Consiliu Local din această lună, din data din 31 ianuarie, cu propunerea să mai dăm acestor oameni, să le acordăm încă 25.000 de lei pentru acest an.
Primarul Sucevei Ion Lungu a reacționat după ce clubul de fotbal Forest a dat în judecată primăria pentru a primi bugetul integral pe 2023. Șeful administrației locale a catalogat această acțiune drept culmea tupeului și a anunțat că nu va mai finanța aventurile și experimentele clubului din Arenci. Foresta are în acest moment datorii în valoare de 1.230.000 de lei către finanțe și altele de 670.000 de lei, însumând salarii, prime și servicii restante. Andrei Ciutac, președintele Consiliului Director al clubului, a spus marți că nu s-ar fi ajuns în această situație dacă principalul finanțator, primăria municipiului Suceava, ar fi achitat măcar 60% din bugetul alocat pe 2023. Din totalul de 3 milioane de lei, Foresta a primit 900.000 de lei în aprilie și 500.000 de lei în noiembrie. Andrei Ciutac a dat în judecată primăria Suceava solicitând suma restantă de 1,6 milioane de lei, iar replica primarului Ion Lungu nu s-a lăsat așteptată. Ce pot să spun? Culmea tupeului, cei de la Foresta, așa spune Foresta, care e entitate publică, după ce au ratat 3 sezoane la rând de promovare în Liga 2, vin acum și din cel primul la socoteală. Din cel socoteală nouă pe românește. Eu sunt de acord ca cei de la Foresta să facă experimente de conducere a clubului pe banii lor. Am această demnitate și obiectivitate și puteți spun stop, ajunge. Deci nu se mai fac experimente de conducere la Foresta, care spune că e club privat, dar el de fapt e public, cu banii la primărie. Deci nu se mai fac experimente cu banii primăriei. Vor să facă experimente, banii lor, să meargă în cantonamente, să aducă alți antrenori, le doresc mult succes. Încă o chestie care mă deranjează, că nu știu ce secrete avem noi și am pus la cale să facem un nou club. Eu nu cunosc așa ceva. Nimeni nu m-a contactat în acest sens. Eu ca primar nu finanțez decât echipe, nu pot. Așa mi se pare corect. Municipiul se finanțează echipe doar de Liga a 3-a. Este sub demnitatea noastră, mă duc să finanțez eu municipiul Suceava, echipă din campionatul județean. Deci noi finanțăm echipe doar din Liga 3-a. Dacă vine la vară echipe din Liga 3-a, ipoteza că ăștia nu merg, vine altă echipă din Suceava în Liga 3-a, cu mare plăcere o finanțăm. Dar azi nu spune problema care e logica. Dacă noi avem o echipă care e primul loc, care are șansă să promoveze, mergem un nou proiect să finanțăm o echipă din Liga 4-a. Nu e niciun fel de logică aici, da? Mă rog, trec vederea. Primarul Sucevei a precizat că 500.000 de lei din banii propuși inițial pentru finanțarea Forestei au fost redirecționați către echipa de handbal. 500.000 de lei vom completa la bugetul de la handbal masculin. Am avut o discuție cu domnul rector Popa, cu domnul Gherban, urma calculul care s-a făcut. Ne-ar mai trebui încă 500.000 de lei să poată, mă rog, să închidă cu costurile. Deci vom suplimenta de la 3.500.000 de la 4.000.000 de lei bugetul la handbal, cu care n-am avut niciodată nicio problemă. Iată că colaboram de 20 de ani când sunt primar și n-am avut niciun fel de problemă, nici cu justificări, nici cu organizare, nici cu banii care ne ajung și așa mai departe. Deci noi, așa cum am spus săptămâna trecută, am spus că dăm 3.500.000 la handbal și 2.500.000 la fotbal. Deja 500.000 de la fotbal îi dăm la handbal, să facem 4.000.000 de lei la handbal. La fel de important, dacă tot discutăm de 500.000 de lei, Foresta trebuie să justifice suma de 500.000 de lei care i-am dat în luna decembrie și care trebuia să se justifice într-un termen de 15 zile, până la data de 15 când nu i-a justificat. Îi rog să aducă justificările ca să nu fim puși în situația să le imputăm banii. Nu-mi doresc un război, am atâtea probleme la primărie, ultima problemă ar fi un război pe linii fotbalistică, da? Asta e viața. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine am regăsit. Protestatarii continuă să fie prezenți în Vama Siret, atât fermierii cât și o parte dintre transportatori. Însă se poate doar ieși din România către Ucraina. La intrarea în țară, protestatarii se opun transportatorilor de mărfuri, celor cu mașini, mari, tiruri, camioane, microbuze, înmatriculate în special în Ucraina, să intre în țara noastră. Pe de altă parte, acest protest deja începe să, nu știu, polarizeze și publicul, care era foarte alături, da, normal, de protestatari. Normal, pentru că da, s-a polarizat mișcarea asta în interiorul ei, adică fermierii. Sunt oameni care au participat la început la protest și pe urmă când și-au dat seama că se cocoață unii pentru capital politic sau pentru capital propriu de imagine, că așa vor ei să-i știe și alții, nu doar aia din sat de la ei, s-au dat la o parte. Sunt unii care au părăsit protestul și asta se întâmplă de vreo 2-3 zile. Adică și lungirea asta în condițiile în care sunt niște, când faci un protest din acesta și ai 20 de puncte de
Revendicări? Bă, nu te aștept să le rezolvi pe toate, dă-o încolo. Adică pici undeva la mijloc, așa. Și când ai 30 de puncte, ai cu 15, 20. Nu, evident că nu poți să le faci pe toate. Și am văzut foarte multe solicitări pe tot felul de platforme, dar nu se știe, adică asociația pe cine reprezintă acei oameni. Da, este incredibil. Sunt unele semnate protestatari. Care e? Vasile, Gheorghe, Ion, Nectare, care sunteți? Adică cine? Nu e, te caut, bun, ok, mi-ai trimis asta. Dar o să te caut, să te găsesc, să stăm de vorbă. Deci lucrul a început să se dilueze și evident că lumea care, multă lume a fost de partea fermierilor. Să se dilueze și simpatia. Simpatia, da. Și chestiunea asta cu, noi vorbeam și el, Cătărina, nu este normal să ții pe oamenii aceia, să te pui tu, care îl blochezi pe cetățeanul ucrainian care vrea să se întoarcă acasă, să-l ții tu, pune-te tu în locul lui dacă tu veneai din Ucraina și nu te lăsau să ieși. Eu sunt convinsă, Sorin, că între cei care sunt la coadă cu dorința de a intra în România, sunt și șoferi români, da, cu probabil, siguranță. Da, da. Nu, dar nu mi se pare normal. Ok, nu-l las să intre. Am înțeles. Dar de ce nu-l las să iasă? Asta e ca sechestrare de persoane. Stai mă, ce faci? De cine ești tu să mă obligi să stau aici? Fără mâncare, fără aia, poate nevastă mea e bolnavă, poate copiii sunt bolnavi, maică mea e pe moarte, nu știu. De cine ești tu, Gheorghe, să mă ții aici? Ca și cum tu, Gheorghe, când te duci în Ucraina, te ține Dimitrie la graniță, stai mă un pic, ce faci aici? Dar cine ești tu, ca să numai? Există șanse, sau crezi că sunt șanse ca protestul să escaladeze în ideea conflictului dintre români și ucraineni fizic, păi nu, acolo, dar, la locul dar, faptei? Dar normal, păi, da, stai, Cătăina, acolo nu sunt academicieni în vamă. E Gheorghe cu Dimitrie, Vasile cu Vasilii, nu știu cum, Panait cu Igor și așa mai departe. Sunt niște oameni care conduc niște tractoare, niște combine și niște tiruri și sunt oameni căliți, care sunt blați prin viața asta. Nu sunt academicieni și ei nu stau la discuții. Pune mâna pe un par, pe ăla, schimbătorul de viteze, pe, nu știu, pe cheia franceză, pe cheia engleză și na. Dar ce crezi că o să se întâmple? Din păcate și presa a căzut la mijloc. Acum, știi? Din păcate și presa a căzut la mijloc. De ce? Da, bine, presa cade întotdeauna la mijloc. Că baie plătită de fermieri, da, că baie plătită, da, de partide politice, baie că plătită, ba prezintă, da, interesele uneia dintre tabere, da. Acum n-a apărut încă că e plătită de ucraineni, dar nu cred că, da, mai durează mult. Adică niște chestii pe care, de la bun ajuns, doamne, sunt de înțeles, dar faptul că este căpușata asta și au venit unii care abar n-au ce-i cu ei. Și care își fac partide politice. Și care își fac partide și sunt în partide și așa mai departe. Asta este enervant. Cu o chestie foarte bună, adică chestiunea asta cu cerealele ucrainiene e veche, nu se știe, nu e de acum. Și aia cu subvențiile, cum sunt la noi subvențiile, cum sunt în Polonia, cum sunt... Și aia cu seceta. Dar sunt probleme, evident că sunt probleme. Dar hai să le rezolvăm, nu întindem așa numai de dragul de a întinde ca să se cocoațe unul să ia nu știu câte voturi la legile cu tare sau să-și facă nu știu care parlamentar care are 40.000 de hectare de teren să-și ia el nu știu ce. Și fraierii să stea acolo. Bineînțeles că unii sunt folosiți acum. Ți-a zis, unii s-au dat la o parte care au înțeles despre ce este vorba. E păcat că s-a ajuns în această situație, pentru că este, repet, un domeniu al economiei foarte important, cu niște oameni care muncesc și cu munca lor care este foarte importantă, care hrănește o țară întreagă și mai dai și pe la export. Dar să o lungești așa și să... să o împingi în extreme, nu mi se pare în regulă. Și tot n-am auzit pe nimeni. Bă, unde se duce, mă, grâul de la ucrainieni? Unde se duce? Când nu se duce în portul unde Constanța. Unde se duce în România? La cine? Tot la Gheorghe, la Vasile, la Ion, la Costic. Du-te, mă, la ăla. Fă-i plângere la Direcția Sanitară Veterinară și la poliție. Că ăla ia grâu neconform sau cum e ăla, că nu e... Că ucrainienii nu sunt în Uniunea Europeană să aibă niște reguli cum avem noi pe partea agricolă. Du și spune că ăla face gheorghiță de la pâinea bucălată, ăla face pâine cu grâu de la ucrainieni și plăcinte poale în brâu cu grâu de la ucrainieni. Du și spune
Că grâul ăla se duce undeva, nu zboară, vin păsările și îl mănâncă grâul ăla. Nu pe se tot. Se duce la ei noștri, care îți vând ție după aia pâine și plăcinte poale în brâu. La preț? La preț din ala zice, măi, scump. De așa e grâul în România. 2 lei, știi? Companiile de ride-sharing au protestat și ele revendicările lor, cel puțin în protestul autorizat din municipiul Suceava. Fac referire la noutăți fiscale care au intrat în vigoare de acum, de la începutul anului. Mi-e o milă, nu știu, să plâng, m-aș pune pe plâns, da? Mă simt tocmai bine așa și mai plâng și pentru altul. Companiile astea de taximetrie, că ele sunt de taximetrie. Ele... De taximetrie civilizată. De taximetrie. Deci ele, companiile astea, când mergi la petrecere la nu știu care local, da? Și nu te duci cu mașina, că vrei să bei un par și nu ești inconștient, te duci băut. Și mergi. Și te costă 20 de lei. Și noaptea când vin apoi e 60 de lei. Eu așa e aplicația. Așa e aplicația. Sau când aterizează o cursă la aeroport, atunci, dacă s-au deschis ușile, da, atunci aplicația arată că de la aeroport până în opțiune te costă 50 de lei și dacă ai apucat să-ți iei și bagajul să fii în fața aeroportului, te costă 150 de lei. Și eu n-am auzit din ăștia clienți să protesteze. Cererea reglează prețul. Știu. Păi asta e treaba, asta e cererea, trebuie să faci aia și cu aia și cu aia, asta e cererea, trebuie să te conformezi. Na, ți-am zis, aș plânge, dar... Pentru medici de familie plângi? Pentru medici plângi? Da, aici, nu știu, oricum asta cu medicina de familie e de mult pusă în genunchi. Că se plâng toți, că la urgenți. Toți, la medicina tot, de familie aproape că a fost distrusă. Și asta dacă iei lovitura finală. Tot dacă e să facem o comparație, tot din cauza politicilor fiscale e pusă în genunchi. De exemplu, absurditățile astea cu salariul minim pe economie care crește în brut și scade în net. Ceea ce dar nu mă băgam. Deci știu că mi-a zis doamna Badrajan, care e medic de familie, că scad veniturile cu 40% pe cabinet. Pentru că sunt nevoite cabinetele să cotizeze mai mult la stat. Deci 40%, ca să noi intrăm. Și pe urmă, cu zicea doamna Badrajan și așa, la medicină nu prea mai faci, trebuie să faci hârtii și trebuie să stai la fundul sistemului birocratic. Electronic care se defectează. Acum mai e și e-factura. Și în loc să facă, să te consulte pe tine să vadă dacă roșu în gât e roșu sau e portocaliu, stă și face e-factura, se uită la sistem. Și eu nu înțeleg care este scopul să distrugă medicina de familie, care e așa e aproape de colaps. Nu vine nimeni, nu este atractivă. Prin aceste discuții și prin aceste tăieri, schimbări, scandaluri. Zici și mie, un tânăr care merge la facultatea de medicină și în anul 6 zic, mă, eu vreau să mă fac medic de familie. Nu, eu vreau să mă fac chirurg, vreau să mă fac... Unde se fac bani? Păi ce să mă duc la medicină de familie să nu fac bani? Nu înțeleg care este. Și până toți se plâng că... Urgențele sunt supra-solicitate. Păi la medic de familie, dacă medicul de familie, 60% sunt pensionari. Dacă omul are 70 de ani, ce chef mai ai la 70 de ani și... Și vrei să zbori de medicii de familie la 70 de ani, să stea noaptea, să răspundă la telefon, să vină la tine acasă, să fugă la vecinul? De unde? Are 70 de ani. Ce vrei să faci? Asta e medicina de familie. Oamenii îmbătrâniți, dacă pleacă și ăștia nu vine nimeni. Că cei tineri merg, unde-i banul? Trebuie da, ai aptitudini de chirurg. Lasă-mă, asta nu contează. Se fac bani la chirurgie? La chirurgie mă duc. La ATI? La ATI mă duc. Bani să iasă. O la medicina de familie nu vine nimeni. S-a zis, până la urmă o să fim toți autodidați cu doctor Google și cu... Dar stai că e inteligența artificială. O întrebăm pe Alexia. Alexia, uite așa, vine Alexia, se uită la tine prin monitor. Dar numai că nu poate să pună mâna pe tine să vadă, știi? Doamna doctor Alexia, e viitorul. Și în contextul discuției de ieri, continuăm cu reacția primarului Ion Lungu la faptul că Foresta a dat în judecată primăria în încercarea de a obține o diferență de bani pe anul trecut, în condițiile în care, spune edilul Sucevei, nu a adus... De unde e cuvântul ăsta, edil? Ca să nu repet cuvântul primar. Eu nebunesc cu edil și cu edilul șef.
în condițiile în care Ion Lungu susține că nu s-au adus de conturile, nu prea îl folosesc frecvent, nu știu cum mi-a venit acum. Edil nebunesc, Edil. Și primarul Edilul șef. Deci nu... În condițiile în care Ion Lungu susține că nu au fost aduse de conturile pentru suma de 500 de mii de lei, ultima, mă rog, ultima tranșă plătită anul trecut de către Foresta. Deci astăzi la cât a fost conferința de presă? La 8, a început la 8:30. Și pe la, cu fotbalul a fost la 8:40. Nu știu. Deci astăzi la, să se consemneze acolo. Decesul? Astăzi la ora 40 a încetat din viață. Nu, gata. A încetat din viață Clubul Foresta Suceava. Eu cred că s-a sunat la efemer, că efemerul se ocupă cu toate. Efemer, ai sunat acolo și știe. Nu mai, cred că, nu știu dacă dă la Foresta de la Casa de Pensii ajutor de mormântare. Știi? Da, acum la suporterii care au mai rămas, dacă strâng mână de la mână, să facă preoți, nu știu, dar eu n-am văzut niciun preot la meci. O fi fost în civil și nu știu. Să facă o gratuitate, așa să. Și în câteva zile trebuie făcută mormântarea. Că nu poți să ți stai cu decedatul. Deci azi la ora 8:40 a murit și de 3 zile, da? Ar trebui slujba... Pe sâmbătă. Pe sâmbătă, o slujbă de, de mormântare frumoasă, nu că, că nu e campion. Nu, campion. Frumoasă, păcat, s-a dus, vin băcitoare profesioniste sau așa, unde te-ai dus, cui ne-ai lăsat, aia e. Deci azi a fost final, dar ce vrei să zic, adică dă primăria judecată, îl pune pe omul într-o situație neplăcută și ce vrei să spună? Aoleu, hai să dăm niște bani. Adică de unde? Gata, s-a terminat. S-a terminat pentru că n-a... S-a terminat, dar ce pui în loc? Ce începe? Că nimic. Nu finanțează cartof, primăria cartof un club de Liga 4, a spus primarul da, că nu da, dorește că nu, să finanțeze. S-a dus, nu mai e fot. Dar acolo nu mai repede. Problema e veche, sunt datorii, a fost Babilonie, haos, fugărit Dorin Goian, fugărit Gabi Klim, fugărit Marian Bordeanu, băia șmecherii care erau pe acolo, nu știu, prin Moldova, din Ucraina, nu știu, din Uzbekistan, de unde sunt ei, scoteau bani din club, că i-au pus bani, dă bani, tot cu datorii n-avea cum să mai meargă, știi? Și a zis că dă 3 milioane anul trecut. Nu s-a reușit promovarea, atunci a fost. Dar până la urmă stai și te gândești, mă, la 1.400.000, dacă n-ar fi fost datorii din spate. 1.400.000, ai rotund, 300.000 de euro. 300.000 de euro. Bă, totuși e Liga 3-a de un colo. Bă, e Liga 3-a. 300.000 de euro. Păi, la Rădăuți, bugetul pe la Bucovina, cum îți zicea? 800.000. Câte 800.000 de lei? 800.000 împărțit 120. La Rădăuți, tot pe acolo. Nici ei n-au promovat, tot pe acolo. Mă, e diferență cel mai mare. Bun, nu 3 milioane, 1.400. La Rădăuți 800, aici 1.400, știi? Totuși Liga 3-a. S-au și dat niște salarii prea mari pentru Liga 3-a. N-a fost o chipzuială așa cum ar fi trebuit să fie. Și de ani de zile tot nu se promovează și primăria a tot dat bani. Nu i-a dat pe toți. Se știe. Nici la handbal nu știu că i-a dat pe toți. Însă de ce e mai aproape de handbal? Pentru că handbalul are și echipele astea de juniori, are centrele astea de excelență care produc jucători pentru loturile naționale. Handbalul este în Liga Națională. Pe handbal îl vezi la televizor. Îl dă la televizor. Nu se uită foarte mult lume, dar te dă. Pe fotbalul de Liga 3 îl dădeau doi băieți din Suceava când mergeam noi la meci anul trecut. Cu telefonul. Dinu și cu Skip. Dădeau ei cu telefonul mobil, filmau și dădeau. Se uitau niște oameni. Dar nu era pe un post de televiziune consacrat, nu să zic. Adică e altă vizibilitate, eu asta vreau să spun. Aseară, și ca să mă refer numai aseară, la ultimul meci, bine că s-a terminat pentru România campionatul european de handbal masculin seniori, la înfrângerea cu
Croația. Daniel Stanciuc a avut câteva faze, mă uitam la Tomici, a avut foarte bune. Băi, și comentatorul ea, Daniel Stanciuc, jucător bun, perspectivă, ala, tânăr, 19 ani, menzină echipei. A, uite, face drept de la Suceava. Tânăr, jucător, care e transfer la Dinamo, de la Suceava. Tânăr, suceveanul Daniel Stanciuc. Dom'le, s-a uitat lumea, nu știu cât s-a uitat, dar ai fost la un campionat european cu un băiat de la Suceava, produs de handbalul sponsorizat de primăria Suceava. Dar tu ce ai produs în partea alaltă? Poate câteva știri de cascadorii râsului în anumite situații, dar așa, nu, dacă știu, s-a mai nu, dat câte meciul, ceva. Ți-am zis, păcat, echipa s-a închegat așa, păcat că nu s-a reușit promovarea. Dar ce ai produs așa, să zici, uite mă, echipa de la Suceava sau fotbalistul așa, nimic. Așa că azi la 8.40 s-a constatat decesul. Antemeridian. Așa s-a constatat decesul, acum să vedem cum va fi, cine face mormântarea și cum va fi. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Divizionara a treia de fotbal Bucovina Rădăuți continuă să-și întărească lotul în această pauză de iarnă. Ultimii doi jucători care au semnat cu gruparea rădăuțeană sunt Denis Pauc de la Rapid Brodoc și Mugurel Florescu de la FC Bacău. Bucovina Rădăuți s-a reunit luni sub comanda antrenorului Ovidiu Murariu, iar în perioada 7-17 februarie va efectua un cantonament pe plan local. Conducerea clubului a perfectat 7 meciuri amicale, urmând să întâlnească LPS Suceava pe 19 ianuarie, Șomus Fălticeni pe 27 ianuarie și 24 februarie, Juniorul Salcea pe 3 februarie, FC Bacău pe 17 februarie, Știința Miroslava pe 21 februarie și Bradul Putna pe 2 martie. Ultimii doi jucători care au semnat cu gruparea rădăuțeană sunt Denis Păuc de la Rapid Brodoc și Mugurel Florescu de la FC Bacău. Bucovina i-a mai repatriat în această iarnă pe mijlocașul Andrei Săhlean și pe atacantul Ionel Stoian de la Șomus Fălticeni. În schimb, rădăuțenii s-au despărțit de 4 jucători. Este vorba despre Răzvan Maftei, Luc Zango, Adrian Răuțu, aflat în pregătiri cu FC Botoșani, și Abel Coajă, care a semnat cu FC Bacău. Clasată la finalul sezonului de toamnă pe locul 3 în seria 1 cu șanse mari de calificare în play-off, Bucovina Rădăuți va relua campionatul Ligii a 3-a pe data de 9 martie, cu un meci pe teren propriu în compania celor de la Aerostar Bacău. Sala de sport a școlii gimnaziale Ion Creangă Suceava a găzduit un puternic turneu de handbal pentru junior 3. Pe lângă echipa gazdă CSU Suceava, la întrecere au mai participat LPS Suceava, HC Buzău și Academia Minaur Baia Mare. 4 dintre cele mai valoroase echipe de handbal junior 3 din țară au participat la un turneu amical desfășurat în sala de sport a școlii gimnaziale Ion Creangă Suceava. Este vorba despre CSU Suceava, locul 1 în seria A, LPS Suceava, locul 2 în seria A, HC Buzău, locul 2 în seria D și Academia Minaur Baia Mare, locul 1 în seria J. E nevoie de meciuri și am vrut să facem un turneu să mai cunoaștem și echipe din celelalte grupe, mai ales că am primat echipe pe locul întâi în grupele lor. Trebuia să mai participe și Vasluiu, dar în ultimă fază au apărut niște probleme și n-au mai venit. Și vrem să vedem și celelalte echipe cum se prezintă în țară. Mai ales că ne prinde și nouă bine să avem cât mai multe meciuri după o perioadă de încărcare, să spunem. Și cu siguranță la vârsta asta meciurile ajută mult mai mult decât să ne antrenăm în sală. Din punctul de vedere al echipei noastre e foarte, foarte binevenit. Văd copiii, chiar dacă sunt cu un an, doi, chiar și trei pe alocuri mai mici decât ei, văd tăria unor echipe care vor ajunge, unele dintre ele cu siguranță, în turneul final. Și văd ce au de muncit, lipsurile care le au lor, care le au ei față de ceilalți, și pentru ei este cel mai mare plus al acestui turneu, zic eu. Toate trei echipe sunt de primul loc din serii diferite, dar pe mine personal mă bucură lucrul ăsta, jucând cu cei tari și ne ridicăm la nivelul lui, devenim și noi mai tari. Am venit la acest turneu, la invitația lui Adi, participăm cu mare drag, pentru că și Adi avea fost de 2 ori la Buzău. Am jucat cu o echipă CSU Suceava foarte bună, pentru nivelul de junior 3, niște meciuri pe care noi
pe care pentru noi au fost foarte bune, ne-au avantajat din punct de vedere al efortului pe care l-au depus copiii și am zis să ne pregătim bine. Că nivelul primei faze a competiției este destul de slab și, cred eu, destul de mincinos. Doar dorindu-ne meciuri tari, copiii noștri vor progresa, atât cei de la Suceava, cei de la Buzău, cei de la Baia Mare. Deci toți copiii. Bănuiesc cu toții ne dorim să ajungem la turneele finale, nu ne vom intersecta în următoarea fază a competiției și am preferat să facem acest turneu. Sunt născut aici în Suceava, deci sunt pe meleaguri natale, aș putea să spun, și întotdeauna la Suceava a fost un handbal bun și ne-am dorit să ne întrecem cu cei mai buni. Noi am ales să venim aici știind că Suceava este un centru handbalistic foarte bun și credem că este benefic pentru noi și pentru dezvoltarea noastră ulterioară. Am foarte puține informații despre ce este în țară. La noi este o serie destul de slăbuță, dar din ce am văzut și informațiile care le avem, sunt copii de perspectivă și care merită să se investească în ei. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. La noapte cerul va fi mai mult noros, potrivit meteorologilor, de asemenea se vor înregistra averse în toată regiunea. Acestea vor fi predominant sub formă de ploaie. Doar la munte, pe parcursul nopții, se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu moderație, dar va prezenta și intensificări, iar temperaturile minime se vor încadra între -1 și 1 grad Celsius. Joi, vremea se încălzește surprinzător, notează meteorologii. Cerul va fi mai mult noros în majoritatea zonelor regiunii. La Rădăuți, Vatra Dornei și Târgu Neamț vor fi precipitații moderate cantitativ, îndeosebi în a doua parte a zilei. Vântul va sufla cu moderație, dar va prezenta și intensificări, iar temperaturile maxime, mult mai ridicate față de cele din zilele precedente, vor avea valori cuprinse între 9 și 13 grade Celsius. În vreme ce pe sensul de ieșire din România către Ucraina, prin punctul de trecere a frontierei Siret se poate trece, deși cu dificultate, protestatarii prezenți în vamă nu le-au permis nici miercuri transportatorilor să circule pe sensul de intrare în țară. De dimineață, jandarmii aflați în teren au sprijinit polițiștii de frontieră să proceseze tirurile și camioanele la trecerea prin vamă. Un protest autorizat de această dată au organizat șoferii aplicațiilor de ride-sharing. Aproximativ 100 de mașini ale companiilor Uber și Bolt au circulat în cadru organizat și cu viteză redusă pe străzile municipiului Suceava în semn de protest față de politicile fiscale ale guvernului. Medicii de familie sunt pregătiți să-și închidă cabinetele dacă nemulțumirile lor nu vor găsi rezolvare. Ei solicită menținerea tarifelor pentru servicii medicale stabilite pentru ultimul trimestru din 2023 și încheierea de acte adiționale pentru tot anul 2024 pe actualele valori de punct. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat în transparență decizională săptămâna trecută valoarea punctelor per capita și pe serviciu în asistența medicală primară și valoarea punctului de serviciu în asistența medicală ambulatorie de specialitate. Scăderea cu aproximativ 50% a veniturilor medicilor de familie îngrijorează și Colegiul Medicilor, care a anunțat că susține orice formă de protest a acestora. A început sezonul plombărilor și, la fel ca în anii anteriori, operațiunile drumarilor stârnesc interesul și curiozitatea șoferilor. Doi muncitori de la Direcția de Drumuri și Poduri Iași au fost filmați de un telespectator în timp ce umpleau cu mixtură stocabilă o groapă care a apărut pe DN17. Muncitorii nu au folosit însă utilaje speciale.
Un nou accident de circulație s-a produs pe calea Unirii din municipiul Suceava. Două autoturisme s-au tamponat în zona grupului școlar. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza unei șoferițe care, din neatenție, a pătruns pe contrasens și a lovit un autoturism care circula regulamentar. La fața locului a ajuns un echipaj Smurt cu o auto specială de descarcerare. Potrivit pompierilor, o singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. De la începutul anului și până în prezent, pe calea Unirii s-au produs mai multe accidente de circulație. Cum se circulă corect în sensul giratoriu? Pare banal, dar nu este. Foarte mulți șoferi se încurcă pentru că nu cunosc regulile și așa apar tot felul de încurcături, chiar și accidente în intersecțiile cu sens giratoriu. Am consultat un specialist și am aflat răspunsul. Rezolvarea problemelor de la blocul care a explodat în cartierul Burdujene al municipiului Suceava la finalul anului 2022 nu se întrevede în viitorul apropiat. Doar unii dintre locatarii din scara vecină, celei în care s-a produs explozia, s-au putut muta. Primarul Sucevei Ion Lungu a reacționat după ce clubul de fotbal Foresta a dat în judecată primăria pentru a primi bugetul integral pe 2023. Șeful administrației locale a catalogat această acțiune drept culmea tupeului și a anunțat că nu va mai finanța aventurile și experimentele clubului din Areni. Divizionarea a treia de fotbal Bucovina-Rădăuți continuă să-și întărească lotul în această pauză de iarnă. Ultimii doi jucători care au semnat cu gruparea rădăuțeană sunt Denis Păuc de la Rapid Brodoc și Mugurel Florescu de la FC Bacău. Sala de sport a școlii gimnaziale Ion Creangă Suceava a găzduit un puternic turneu de handbal pentru junior 3. Pe lângă echipa gazdă, CSU Suceava, la întrecere au mai participat LPS Suceava, HC Buzău și Academia Mina Urbaia Mare.